suntem nemulțumiți, s-a respectat, adică s-a respectat din punctul ăsta de vedere. Că sumele nu sunt și sunt mai mici decât anul trecut, era clar că sunt mai mici decât anul trecut, pentru că sumele alocate în județul Vâncea sunt mai mici decât anul trecut, 20%. Chiar sumele Consiliului Județean sunt mai mici, dacă nu înșel, cu 40%. Nu suntem foarte mulțumiți din punctul ăsta de vedere. E un buget în continuare de austeritate. Va trebui să ne descurcăm și să facem așa fel încât să obținem și să intrăm la cât mai multe proiecte europene, în așa fel încât cetățenii din comunele noastre, din comunele județului Vâncea în general, să fie mulțumiți de viața lor și de modul cum au evoluat lucrurile în acești, și cum vor evolua lucrurile în anul care vine și în următorii 2-3 ani de zi. Sunt în continuare posibilități pe fonduri europene de a accesa proiecte frumoase în continuare și de canalizare și de apă canal. Au nevoie de... Categoria, au nevoie de finanțare și de cofinanțare. O să încercăm să vedem cum o rezolvăm în continuare. Au primit. În general s-au primit niște sume. Să încerce vadă ce fac cu ele.